Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Patrula Limbii Române. Emisiunea noastră vă oferă acces liber la imagini exclusive și cazuri inedite. Aici vă relatăm din prima sursă despre starea limbii române în municipiul Bălți și vă prezentăm reportaje ample despre inițiativele colegilor noștri de promovare a unui limbaj corect și frumos. Sunt Vasile Calistru. Patrula Limbii Române intră în acțiune. În perioada 18-28 februarie, instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bălți a devenit epicentrul unei investigații de amploare a jurnaliștilor emisiunii Patrula Limbii Române. Prin interviuri cu liceenii și o vizită la Comisia Metodică Limbă și Literatură Română, aceștia au stabilit că, deși pentru mulți a vorbit despre limba română e ca o duminică, totuși sunt destui dintre cei care au aruncat-o ignoranții și nepăsării. Cei vinovați au fost condamnați la traininguri, lecții de dicție și frumoase activități culturale. Bună! Îmi poți spune ce mănânci? O crembușcă. Bună dimineața, sunt Alexandrina Țerchi, reporter al emisiunii Patrula Limbii Române. Recent, împreună cu echipa mea, am intervievat mai mulți elevi și am constatat că unii dintre ei au lacune în exprimare. Și vrem să vă întrebăm pe dumneavoastră, cum vedeți soluționarea problemelor ce țin de cultura lingvistică? Cred că și aici ar fi valabil ca peste tot de altfel legea universală a echilibrului sau, cum zicem noi, a măsurii. Altfel zis, limba română e un organism viu care crește și se dezvoltă odată cu poporul pe care îl reprezintă. Prin urmare, nu putem să o încorsetăm așa cum în niște legi pe care le vedem și le credem noi viabile. Istoria îi cunoaște aceste momente și vă asigur că limba a știut să le depășească. Dacă în secolul XIX am avut mai multe cuvinte din limba franceză, în secolul 20 de limba rusă, cred că e adecvat să zicem că acum să fie și din limba engleză. Pe de altă parte, însă, evident că noi vrem să o facem frumoasă, să o lăsăm urmașilor așa. Și, sincer vorbind, n-aș fi tocmai de acord cu ceea ce ai spus tu, că sunt lacune mari. Eu fiind mai veche, am observat că schimbarea deja s-a produs. Lumea nu mai coboară la stanovcă, dar în stație și sunt alte exemple de tipul ăsta. Te asigur că el o să fie și mai mult, dar schimbarea trebuie să pornească de aici, de la noi. Dacă noi vrem să vorbim frumos, dacă noi îi sensibilizăm pe cei din jur, atunci limba o să fie așa cum au și zis-o poeții, dulce. Vă mulțumesc! Pe data de 26 februarie, elevii claselor a 6-a au beneficiat de un training inedit de dicție, în cadrul căruia au învățat cum să împlătească fericit literele și cuvintele, iar elevii claselor a 7-a au avut șansa de a participa la o lecție publică de gramatică. Mai multe detalii urmăriți imediat! Bra, bre, bri, bro, bru, bra, bre. Haideți să facem împreună. Bra, bre, bri, bro,
Și tot? Vreau evric. Bine! Până când a cărămit. Cărămit? O altă măsură întreprinsă de jurnaliștii emisiunii Patrula Limbii Române a fost elaborarea unui dicționar de perete, care conține cele mai frecvente greșeli de exprimare ale limbii române. Acest dicționar a fost plasat în toate clasele de liceu. Acesta este dicționarul nostru lingvistic, care abordează probleme de exprimare imediat actuale. De pildă. Finisez temele este greșit. Corect este să spui finalizez temele, deoarece verbul a finisa se referă la lucrări de construcție. De asemenea, îmi cer scuze este greșit. Corect este să spui îți cer scuze sau îți adresez scuzele mele. Sperăm sincer că elevii noștri vor ține cont de aceste stipulări. În scopul promovării culturii comunicării și perpetuării mesajului responsabilității lingvistice, membrii Patrulii Limbii Române sunt mereu antrenați în diverse cenacluri literare, seminare și activități culturale. Cele mai relevante dintre ele puteți să le urmăriți în continuare. Scumpa mea! Da, mă gândesc la tine și conștientizez că în lupta cu dorul el iese învingător. Mi-ai furat toate gândurile. Am uitat să respir, să vorbesc și să trăiesc. Anume distanța mă face să-mi dau seama cât de mult te iubesc. Iubesc orice lucru mărunt din ființa ta. Iubesc zâmbetul tău, ochii tăi magici, sunetul vocii tale. Iubesc atingerea ta delicată și căldura pe care o simt când sunt lângă tine. Ești lumina ochilor mei. Rațiunea de a exista și numai gândul de a nu mai fi împreună mi-îngheață sângele mei. Mă ții minte, Batista, ce mi-ai prodat-o. O am mereu cu mine. Mă ții minte că n-am fost la iar Maroc. Țin mereu fotografiile noastre la căpătâi. Ah, Rusanda, mă omoară gândul că vreau să te strâng în brațe și nu pot. Mi-e dor de tine. Mă uit pe geam și... Vreau să vei peisajul în apertul, multiplicat de mii de învățișări și culori. Chipul tău izvorăște mereu și din ființa mea, unde se află culcușul amintirilor noastre bune și rele. Și el trăiesc fragmentar tot ceea ce a fost. Și totuși gândul că curând ne vom revedea mă încălzește sufletul și îmi ține inima vie. Nu mă clipere până la revederea noastră. Cu speranță că săptămânile se vor transforma în clipe. Al tău, Gheorghe. Cu toată iubirea ce ți-o port în suflet, a ta acum și mereu Rusanda. Vezi, și când unelele se duc, se scutur frunzele de nuc, se aștepte bruna peste vii. De ce nu vii? De ce nu vii? Bună seara, iubite! Te aștept ca și cum mai dragostea noastră a fi pe pământ. Bună seara, iubito! Pot să spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Sunt destui din acei care încă mai vor
Să pună la carte cuvântului dor, să pună la ușa iubirii zăvor. Tu ești un rege, eu sunt regină. Eu sunt un haos, tu o lumină. Eu sunt o arfă muiată în vânt. Tu ești un cânt. Iubito, tu ești o undă, eu sunt o zare. Tu ești un țărm, eu sunt o mare. Tu ești o stea, iubita mea. Limba română nu se învață. Ea există odată cu mine. La școală am deprins doar să șlefuiesc, să o fac să strălucească și mai ales să o păstrez neîntinată. Eu sunt limba română și când nu voi mai fi, preotul va ști că la orice slujbă să se desfacă în limba din care a fost făcut. Pentru gândirea lui Mihai Eminescu, filozofia a fost pădurea psihismului. Anume, pe această cale, Mihai Eminescu devine un precursor al existențialismului. Existențialismul se existențializează ca curent după romantism. Deci, Eminescu, catalogat romantic, nu poate avea tangențe cu Martin Heidegger, care este un filozof existențialist german. Însă, prin excelență, Eminescu a fost un existențialist, un precursor al existențialismului. Cu toate că afirmă, eu rămân ce am fost, romantic. Primul element visibil este că cel de creator se fixează pe aceeași axa retoricii de a fi, prin următoarea simetrie, relația eu-univers. Relația se observă la nivel de intertext și extratext al creațiilor, sărmanul Dionis de Mihai Eminescu și Vită și Timp de Martin Heidegger. Ambii creatori se orientează în noțiunea de eu și ajung la concluzia că eu se manifestă ca o construcție dublă. Eul cel ce este și eul cel ce sunt, fiindcă pentru om existența precede esența. Atât pentru ediția de astăzi. Ne revedem în 2019 cu noi subiecte și cazuri de răsunet. Numai bine! My chest, just know I'm trying my best.